Bun găsit din nou. Continuăm seria de interviuri în care discutăm despre proiectul Universității Politehnica Timișoara care încearcă să găsească soluții pentru energia verde, dar și să conștientizeze și să informeze populația despre nevoia de sustenabilitate. Iar profesorii și cercetătorii de la Universitatea Politehnica au mers în mai multe școli din județul Timiș pentru a le prezenta acest proiect și despre asta vom discuta astăzi. Eu am alături de mine pe doamna Monica Seviciu. Bună seara. Bună seara. Este inspector școlar pentru fizică și chimie, da? Da, în județul Timiș. Aș vrea să-mi spuneți, în primul rând, ce au făcut elevii în cadrul acestui proiect? Noi știm ce au făcut studenții și profesorii. Ce au făcut elevii? În primul rând, mă bucur să fiu alături de noastră. Cred că e așa o poveste lungă vis-a-vis -vis de ceea ce s-a derulat pe parcurs de un an. Proiectul a început. În ianuarie anul trecut s-a derulat pe parcursul unui an școlar. Au fost implicați cred că 2000 de elevi din Timiș. Vreau să vă spun că Timișul, Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Inspectoratul Județean Hunedoara au fost parteneri ai Politehnicii și au fost implicați câte 2000 de elevi din Timiș, 2000 de elevi din Hunedoara și câte 25 de profesori din Timișoara și 25 din Hunedoara. Povestea este lungă, a început așa ca o aventură frumoasă, nu știam la ce ne așteptăm și finalul a fost unul deosebit de plăcut și fericit pentru că elevii și profesorii au fost foarte încântați de acest proiect. Cam cum s-a derulat, aș putea să vă spun așa în câteva cuvinte, cum s-a derulat acest proiect. La început n-am știut la ce să ne așteptăm, nici noi, nici elevii, nici profesorii. Am fost într-adevăr foarte bine ghidați de Universitatea Politehnica din Timișoara, unde am avut sprijin și l-am avut acolo ca și uh, om de bază pe domnul profesor Crăciunescu care ne-a învățat ce și ne-a ghidat și ne-a răspuns la toate întrebările de fiecare dată. Uh, Proiectul s-a derulat cam în felul următor. Elevii au primit la început un chestionar vis-a-vis -vis de cunoștințele lor legate de competențele în energie regenerabilă. Evident că nu au știut să răspundă sau cunoștințele erau foarte limitate. Acum vorbim de elevi și de vârste mici și de vârste mai mari. Au fost, nu, au fost implicați în general elevii de liceu. Deci au fost 25 de licee din Timișoara, dar nu numai din Timișoara, au fost și două licee din Lugoj, unul din Făget, unul din Peciu și unul din S Nicolau. Deci am încercat să extindem această arie. Și spuneați arie. că răspunsurile nu au fost, pe, nu știu, pe măsură păi așteptărilor? Nu a... sau... Păi nu au fost, adică noi ne și așteptam la așa un set de răspunsuri în chestionarul respectiv, pentru că ei nu aveau noțiuni de energie regenerabilă la început. La sfârșit am dat același chestionar. Și am văzut... Practic, competențele pe care ei le-au dobândit pe parcursul acestui adică un an. un rezultat pozitiv? Evident că a fost pozitiv. Cam cum s-a derulat, au avut niște activități extraordinar de plăcute acești elevi, pentru că cred că am abordat altfel acumularea aceasta de competențe și am, acum, am, am, am încercat o metodă de investigare științifică vis-a-vis da, -vis de felul în care dobândesc competențe au elaborat ceea ce le-a plăcut foarte mult, niște postere legate de bicicleta verde și au primit da, și premii. bicicleta hidrogen care s-a da, făcut la noi. Da, deci noi am avut bicicleta verde la liceu, au avut niște premii, au făcut niște postere minunate, au fost premiați pentru creativitate, cred că premiul de creativitate a fost dat liceului de la Peciu, uh, un premiu ISG, cred că s-a dus la Moisil și premiul cel mare, ei au votat și-au votat posterele unii, deci a fost de-a dreptul a democratic. Fost o competiție. Păi da, și democratic au fost alese aceste licee. Cred că premiul cel mare a fost atribuit liceului Shakespeare. Adevărată competiție cu număr de voturi. Da, deci au, au votat bunicii, vecinii, toată lumea a votat acele postere. S-a încheiat perioada asta de postere. Trecem la secțiunea de profesori. Evident, profesorii au fost formați de către. Uh, profesori universitari uh, din, de la Politehnică și au urmat cursuri. Uh, primul curs la care au participat a fost uh, uh, hidrogenul vector de energie. Toată lumea a participat, toți cei 25 de profesori din uh, Timișoara, dar și cei din Hunedoara Cursurile au fost online. Uh, cred că a fost o serie de trei întâlniri, după care au mai participat la o serie de cursuri, fiecare alegându-și în funcție de interesele pe care le aveau. Au fost mai multe tipuri de cursuri și au dis diseminat aceste informații la clasă. Deci rezultatul care este? Elevii, dar și profesorii, au învățat sau uh, și-au mărit baza de cunoștințe privind energiile regenerabile, regenerabile, un viitor verde. Da, evident. Și ce va urma? Cum le vor pune în practică în continuare în școli? Pentru că nu trebuie să ne oprim aici, nu? Până am terminat povestea, ca o să vă spun și asta. După care, am, în cadrul proiectului, am avut așa o secțiune în care s-au alocat fonduri pentru dotarea școlilor și au primit o pilă, de combustie pe bază de hidrogen, să vadă cum funcționează practic această energie regenerabilă și celule solare, un kit de celule solare. Elevii au făcut aceste experimente, s-au convins într-adevăr că putem folosi această energie verde în detrimentul energiei bazate pe fosil și au fost filmați din nou, au construit acele experimente, deci totul a fost foarte plăcut și totodată vreau să vă mai spun că inspectoratele uh, au mai primit un aparat de termoviziune, cred că m-ați mai întrebat legat de acest lucru și au făcut harta energetică să vadă unde pierd școlile căldură și Ai, care trebuie acolo reabilitate. Să ajungem, da, da, că trebuie da. să ne și măsurăm consumul de energie da. pentru a vedea unde e de lucrat pentru a reduce la urmă urmei. Evident, da. Bun, ce urmează Acum Cum facem ca aceste cunoștințe și aceste experimente pe care le-au făcut în cadrul proiectului RONES să și rămână și pentru generațiile viitoare, dar să rămână și în memoria lor și în memoria colectivă? Adică să-și schimbe și comportamentul pentru a ajunge acolo. Păi eu cred că undeva în memoria și în competențele dobândite rămâne ceva stabil, atât la profesori cât și la elevi. Evident că acele chituri experimentale rămân în, ace în unitățile școlare și vor, experimentele vor fi refăcute, dar experimentele astea se pot uh, face în cadrul orelor atât de fizică cât și, și, și de, chimie de chimie și tehnologie, deci avem cunoștințe transversale, deci nu putem, putem să le aplicăm la orice oră unde aplicăm metode hands-on. Deci, copiii învață investigând. Deci, este alt, alt tip de cunoștințe. Deci Nu pot să nu vă întreb, pentru că se vorbește de atâta vreme de introducerea orelor de ecologie, să-i spunem așa, în școli. Acum, elevii noștri din România. Unde învață despre colectarea selectivă, despre reducerea risipei alimentare, despre reducerea risipei de energie, despre ce înseamnă sustenabilitate? Uh, acum, pe partea asta, de mediu sănătos, vreau să vă spun că există școli care au un curiculum diferențiat, au, această, au acest curriculum deci ecologic, sigur că da. Deci ei pot să aleagă acest, acest tip de curriculum la decizia școlii. Deci sunt școli care, într-adevăr, l-au implementat, dar cred că aceste teme sunt abordate și în cadrul orelor de dirigenție. Deci nu cred că, că dirigenții trec, pentru că există un pachet sau un model, de uh, tematică vis-a-vis -vis de susținerea orelor de dirigenție și cred că aceste teme sunt abordate mai ales la ciclul gimnazial și ciclul primar. Deci, cred că aceste teme chiar se abordează în timp. În... Și în ceea ce privește Săptămâna Verde. Săptămâna verde este ceva foarte interesant. Cred că în Săptămâna verde se pot derula proiecte extraordinar de interesante, se pot vizita universitățile, se pot. Deci, în funcție de latitudinea conducerii unităților școlare și, evident, a dirigenților. Ce fac cel mai mult elevii din Timișoara, să spunem, în săptămâna verde? În săptămâna verde, cred că vizitează, într-adevăr, au vizite și nu acele vizite în afara localității, cât vizite locale. Merg, vizitează muzee, cred că universitățile sunt disponibile și cred că sunt foarte interesante. Au tot felul de activități comune cu mediul preuniversitar și cred că, într-adevăr, o parte mare a elevilor se îndreaptă către universitățile care sunt deschise Dumneavoastră elevilor. sunteți inspector pe fizică și pe chimie da. Așa că trebuie să vă întreb Pentru că i-am întrebat și pe domnul Crăciulescu Și pe domnul Vasilcin Care ei da. au pus la punct acest proiect Și ei fac cercetările pentru energia verde Dumneavoastră, cum vedeți viitorul energiei? Pentru că au fost, sunt foarte multe opinii Unii spun un mixt de combustibil fosili, de Ce? energie verde, de energie electrică, energie pe hidrogen, părerea dumneavoastră? Cred că am o părere total așa, la fel așa împărțită și eu, pentru că uh, nu o să putem trece la o energie verde, rapid. Uh, a fost foarte interesantă tematica vis-a-vis -vis de hidrogen ca vector de energie, dar deocamdată tehnologia nu este foarte bine pusă la punct. Odată cu evoluția tehnologiei, sunt convinsă că în decursul câtorva zeci de ani vom trece la acest tip de energie, dar nu așa brusc. Într-adevăr, perioada următoare va fi așa o mixură între energia bazată pe combustibili fosili și... Energia verde pe care o să o folosim. Când credeți că vom ajunge să avem doar energie verde? Ne uităm, de exemplu, vă dau exemplu din acest proiect care este uh, realizat în parteneriat cu Norvegia, care da, e exemple, un exemplu. Da, într-adevăr este, pentru că nivelul de cunoștințe și tehnologia... Și deschiderea vis-a-vis de țările europene pe care o au este una admirabilă, da? Chiar în cadrul cursurilor, știți ce au întrebat profesorii? Unde este stația de hidrogen? Pentru că există mașini cu alimentare cu hidrogen. Unde este cea mai aproape? În Budapesta, da? Deci, probabil că va mai dura. Deocamdată, costurile sunt extrem de ridicate. Pentru că acele pile pe bază de hidrogen, în compoziția lor, intră platina. deci Și stocarea hidrogenului, încă hidrogenul este un gaz foarte inflamabil. Încă... Deci, acolo mai necesită îmbunătățiri. Și când credeți că, de exemplu, toate școlile din Timișoara vor fi. Uh, să zicem, uh, energetic. Uh, reabilitate. Nu neapărat reabilitate, dar uh, economice. Păi, eu sper că într-un viitor nu foarte îndepărtat. Într-adevăr există reabilitare și am rămas profund impresionată vis-a-vis -vis de felul în care uh, se, se construiește campusul acela pentru liceul Lena. Acum am văzut uh, chiar... Uh, niște poze trimise vis-a-vis -vis de construcția unei noi clădiri la Dudești vechi, care cred că va fi total independentă din punct de vedere energetic. Nu am văzut-o personal, dar așa, din proiectul respectiv, cam asta am dedus eu, școala 30, care a intrat în reabilitare, este iarăși o școală în care cred că va fi total independentă și a, sau aproape independentă din punct de vedere energetic. Deci toate construcțiile astea noi, de care ben Beneficiază școlile și reconstrucția asta mare unde se investesc fonduri, într-adevăr, vor fi reabilitate și din punct de vedere energetic. Deci, în câțiva ani, Timișoara ar putea să stea bine din acest punct de vedere, cel puțin pe uh, infrastructura educațională? Ar putea să stea foarte bine. Mai sunt, într-adevăr, acele clădiri vechi unde funcționează școli care probabil că nu se pot reabilita foarte ușor. Mai ales de, dacă da? sunt monumente da, istorice. Da, evident, da. Că avem multe de genul da, acesta. Da. Spuneți-mi ce proiecte pe acest domeniu există pentru viitorul apropiat în școlile din, din Timiș. Proiecte vis-a-vis -vis de energie energia verde, verde, de conștientizare. Proiecte de așa o anvergură, deocamdată nu o să fie unul deci, la aceeași deci anvergură, continuăm dar cu acest co proiect. continuăm cu acest proiect pentru că acest proiect uh, va urma să fie diseminat tuturor elevilor dintr-o unitate școlară. da, Deci se va uh, replica la nivelul unității școlare în tot, deci, județul. în tot județul. Și credeți că ar putea să ajungă și la elevii mai micuți? Evident. Una dintre, acum dacă mi-aduc foarte bine aminte, una dintre activitățile Universității Politehnice a fost chiar implicarea. Acest proiect a fost de fapt un proiect pentru masele largi, da? Deci au fost implicați elevii mici, au construit, cred că, niște avioane din hârtie, da? Deci în prima etapă. Deci au fost implicați și ei, și elevii din ciclu primar. Cât de greu este să transmiteți astfel de informații, de noțiuni copiilor mici. Sunt mai receptivi sau uh, sunt mai bulversați, să spun așa, mm, decât de colegilor mai mari? Nu, cred că sunt foarte interesați. Depinde ce le transmiți și cum le transmiți. Eu cred că sunt foarte, foarte interesați dacă știi cum să transmiți acea informație. Deci ei sunt de-a dreptul ca un burete care absorb informația sunt și o prelucrează la nivelul lor de gândire. De, de la ce vârstă ar trebui să înceapă această educație ecologică? Eu, Toată lumea mă, pune întrebarea eu mă gândesc aceasta. că ar trebui, în primul rând, să înceapă de acasă și să se continue la școală. Deci să înceapă încă din, din primii șapte ani de acasă și apoi să se continue așa, uh, gradual, până pe tot parcursul vieții. Deci avem nevoie de așa, o astfel de educație ecologică mm -hmm. și de. Am înțeles. Uh, și vă mai întreb o dată, credeți că în viitorul foarte apropiat va intra această oră obligatorie de educație ecologică în școli? Sau credeți că e bine să rămână așa uh, opțional și la nivelul profesorilor de a transmite aceste informații elevilor? Cum a spus, în orele de dirigenție? Uh, depinde cât vrem de mult să încărcăm programul elevilor. Care, da? este, oricum care este oricum foarte încărcat. Deci asta mă gândeam acum la planurile cadru. Deci v-am mai spus că, de fapt, această oră ar putea intra în curiculum la, curiculum la decizia școlii. Deci se poate introduce foarte ușor pentru că școlile au posibilitatea să-și aleagă o astfel de disciplină. Și unde într-adevăr să simte nevoia, cred că ar fi benefic să se aleagă o astfel de oră. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi astăzi. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună!